Începând din 15 octombrie 2021, în condițiile în care nivelul precipitațiilor a fost foarte scăzut în această perioadă, SECE Vital SA, agenția Baia Sprie, a restricționat furnizarea apei potabile între orele 22 și 6. Vizați sunt consumatorii de pe străzile Crișan, Minerilor, Ghioceilor, Lacului, Avramiancu, 23 august și Dealul Minei. Programul poate suferi modificări în funcție de evoluția vremii în zilele următoare. Reprezentanții societății au explicat și de ce doar unele străzi sunt afectate de aceste măsuri. Acele străzi sunt alimentate cu apă din anumite zone, din fronturi de captare, pentru că avem mai multe fronturi de captare în Baia Sprie și asta este problema. În același timp, societatea Vital SA face apel la un consum rațional de apă din partea utilizatorilor săi și evitarea utilizării apei în alte scopuri decât cel menajer. În primul rând, ar trebui să consume rațional apa și să nu facă risipă. Sigur că nu se pune problema a stropi grădinile sau zonele verzi acum, la vremea asta, că e deja toamnă și practic consumurile de apă stradale au scăzut. În rest, să fie înțelegător și să se conformeze solicitărilor noastre privind consumurile de apă. Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la dispeceratul SECE Vital SA.